Adică văd dacă arăt că e așa roșii carnea. Da, eu știu. Dar pune și capacul la frit. Da, trebuie să dai... Stai să vedeți cum facem noi... Miel turcesc. Miel turcesc. Miel adus din Turcia și preparat de lumina la strehaia, dar tot în stil turcesc. Cum să nu trăiască mamă? Bun, gata, îi ajunge. Aici, prieteni, am pregătit. Spune tot. Ulei, un pic de vegeta și boia dulce. Și usturoi. Și usturoi, așa că am uitat. Și acum... Ma! După băgăm la folie, la cuptor. Mamă, ăla s-a rumit pe o parte. Tată, poți să întorci tu curcanul la partea alaltă. Că s-a rumit pe o parte. Dar prosoapă nu mai e, mă, dar... De asta trebuie să-l mâncăm cald. Duce, iar început și tu. De aici, între, între. Să intre gustul în el. Așa, așa, așa. Mamă, ce face lumina, vedeți? Numai lumina puteți să vedeți așa ceva. Da. Ai băgat usturoi între ele. Între, între. Bagă pensula între, între. Așa, așa. Și în interior nu dai. În partea ala. De pe piciorul șfat. Impurivosul, Madalina, cum merge cuptorul tău? Foarte frumos. Zi tu. Da. Frige bine? Da, da. Usturoi. Deja miroase frumos, da, păi când o să fie. Se face zemos. Apetisant. Gravidele să nu se uite la așa ceva. Unde ai pus lumina, făină? Făină. E pe frigider. Mă sună nasi, e cuscru. Aha, să te duci la piești. Da. Să-l cărăm o blocă, nu pune aici. Ei, da, cărăbeau. Da, cai, cai, de sau TikTok-ul din ăla. Păi să TikTok-ul, asta. Da, ești și tanda, domnule. Păi să... Cum e cel mai mare vlogger din Sehaia, l-a făcut aia de la Câmpeala. Ia uite, deja au văzut. Sar filmos. Mundo. Atea de coadă, e inversă camera. Mamă, cu digram cu adănuță, Ana. Păi ia mă bătaie când pe-a grețea cu pântisau, n-ai problema. Miel turcesc. Iar și e coptul, nu te e! Grețea cu jenau cu miel turpe, hai, n-ai problema. Apoi e turpe, grețea cu tunul cu vacă, miel turpe. N-am prins de lume, n-ai cum e. Ne-am scos vinetele din cuptor. Cuptorul ăsta merge chiar... Mamă, uite ce acolo ăsta. Ia. Am pus mielul în foliat, bine, bine, eu cu Madalina, ca să-l facem turcesc, să se nebușească bine în folie. Fată, nu te-ai descoperit aici. Lasă-l până. N-ar nimic? Da. Să fie nebușit până așa, să fiarbă un pic în folie și după aia dăm jos folie. Are loc, a? Are loc. Să-l dăm mai jos? Lasă-l așa. Deocamdată, vedem. Temperatura e la maxim, da? Da, e la maxim. Bun, aici avem vinetele. Gata. Rânza, nu știu ce se întâmplă cu pirostiile astea. Of. Punem pe aragaz? Punem pe aragaz, hai. Și punem hai. Ceva să nu mai bată vântul. Hai, te oprești. Prieteni, fac și eu aici plăcintele mele țigănești. Le fac afară și suflă vântul. Ia uitați. Of, ce chin trag eu. Aragazul ăsta merge cam încet. Ia. Mamă, ce greu merge treaba. Am aici mielul la cuptor. Nu mai las. Mamă, ce bine miroase usturoiul. Uite, mamă, de când fac o plăcintă. Uite, mamă, uite ce fac aici, unde m-am pus afară. Mai de mine. Cred că mă mut înapoi în casă. Suflă și vântul. Aragazul merge greu. Ce mă fac? Ce fac cu aragazul ăsta? Aragazul ăsta. Merge foarte încet. Mă, mamă, pe un jol mare am pus. Ha? Mielul merge treaba. Of. Rânza fiertă, a băgat un pic mama la cuptor.
Aici mi-am mai pregătit, l-am lăsat la odihnă. Vai, mama mea, că nu merge treaba deloc cu uleiul ăsta, nu știu ce are, dacă a zis. Nu mai fac nimic, dacă a zis. Nimic nu fac. Mă, femeie, mă! Asta nu mai e butelie. La pirosti. Haideți că mai revenim. Ia. Nici plăcintă nu mi-a ieșit cum trebuie din cauza uleiului, că nu e încins. Cu aragazul ăsta nu fac nimic. Hai să vă arăt și nivelul. Op! Tu grebe! Ah, nu mai pune degetele, băi, nu mai puneți. Ia vedeți cum este mielul la cuptor. A fiert, am pus și apă în tavă. Acum am luat felul de miel și îl pun așa la cuptor să rumenească. Mă, habar n-am de ce miroase, ce bine miroase. Vedeți, m-am mutat cu plăcintele mele în casă. Că nu e așa ce trebuie. Nu fug așa. Dimi de ce? Asta cu uloi. Asta. Hai să mâncăm asta, dar e un pas. Nu e că nu ești. Asta două fermante. Da, bune. Că sunt mai subțire ele. Și ia vedeți ce pâine fac la cuptor. Doar o singură pâine. Nu fac mult, dai. Dai. Cum o maschez. Cum zice bunica. N-ai văzut că rămâne și se uscă, dar mai bine facem atunci. Sincer, plăcintele se mănânc cel mai bine. Uite, David, dai, mamă, ai, ai, ai! Nu, nu, pune la loc, pune la loc! La loc, la loc! Mai pe masă, ai! Deci n-ai cu cine? N-am văzut-o. Nu, vreau să mănânc două. Bine, să-și bată joc. Zici că, de fapt, noi ăsta pâinea să o facem pentru miel, ca să mâncăm cu miel. Pun două de la mână. Domnul. Se aude ota. Așa cum fie pâinea. Treceți pe semn că nu-i bine. Cine a trecut? David a trecut. O ușor. De casă. O iau, de casă, dar pâine de casă. E cald, vezi? Uite, am lăsat la odihnă pâinea asta. Ia uitați cât a crescut. S-a odihnit un pic. S-a odihnit? Frumos. Deci pe margine. Doar eu cu lumina mâncam din pâine. Nu dăm în mijloc. Mielul cald. Arată mielul la cuptor. Să mâncăm curcanel cald acolo jos. Și aici am mieluț. Uitați, mieluțul. Făcuți și o curată cu cuptor. Trebuie să spun niște ardei în el. Nu mai. Nu. În pâine? Lasă așa să iasă așa, pufoasă, frumoasă. Uite. Lasă și mie un cuțit, mă. Pâine împăturită. Scoate mielul. Nu se mănânc asta. Aia de jos e mai rece, David. Nu le rupe pe toate. Nu aș lăsea. Mai oprește. Nu. A, nu. Pune pe sarmale. Ne-ai mâncat? Mamă, uită-te la plăcintă. Hai că toată să-l mulțeți. Hai să luăm după aia, mai lăsăm până cuitul lui David. Și luăm mielul, băgăm pâinea. Uitați și pâinea. Cum a devenit. Îl dăm un pic cu apă. Ce? N-ai voie să arăți aia, n-ai voie. David, nu arăta aia la mine pe bloc. Te rog frumos. Ia, auzi pe nu e voie.
Bine, la poate. Ok. Bine, bine, stai jos, stai jos. Gata. E gata? Uitați ce pâinică de casă. Sarmalele sunt gata, le punem pe masă. Dar știi ce sunt aici acolo? Nu mai e bine. Ia uitați, prieteni. Asta e baza de lăsarea postului. Rânza. Asta este baza astăzi pe masă. Ia uitați ce frumos am făcut-o. Am împodobit-o. Ia uitați. Aici. Ce frumoasă e împodobită. Ia uitați și curcanul ăsta care mi-a mâncat zilele. Mi-a pierdut inelul după el. Ce frumos l-am împodobit de năcaz. Că ai pierdut inel. Că am pierdut inel. Rânza, salatele, salată de vinete. Mai avem de pus mielul, pâinea, plăcintele, mai e? Ceapă frumos. Subțirea asta o dălașa aceea? Trebuie să punem... Fai buchetă din ăsta de apă, mădălină, acolo. Pune mielul aici. Ia uitați cum arată pâinea mea. Am pus așa frumos la vedere. Ia uitați. Mamă, dacă știi ce pufoasă este. Vai de mine. Ce mai punem? Roșii cu castraveți. Pe platou acesta. Da, punem și platou de așa. Și... Mielul? Mielul pe un platou, tot așa și gata, lasă să-l punem mai cald. Hai să urmim. Punem cu roșii. Și treburile astea. O verde de aia de primăvară. Gata, bine, ia uitați cum am aranjat. Cu verde de primăvară. Am pus vețețele. Da, cu multă verdeață. Ce-a făcut? Curcan. Forțăm primăvara să vină mai repede. Da. Pâinea mea. Să arăt și pâinea fată. Asta e, am mâncat miel cald. Și plăcinte din astea și nu ne mai trebuie nimic. Ia. Cam atât, prieteni. Vedeți, n-am mai făcut multe pregătiri să facem risipă pentru că de mâine, se începe postul. Ce să mai zice, prieteni? Eu dincolo fac și eu plăcintă. Hai să vă arăt un picuț. Pentru că, sincer, nu știu dacă o să mai filmez, că vreau să termin. Fac plăcintă cu brânză dulce și spartide, că așa e bine. Și ingrediente avem așa, 5 ouă, brânză, spartide, zahăr, lapte, ulei. Și făină. Și brânză. Și făină. Mai făină? Este. Este. Așa. Praf de copt. Zahăr, pudră. Și nu știu dacă vă mai arătat, cred că o să vă arăt rețeta de plăcinte, dar pe TikTok. Așa că intrați acolo și vedeți acolo cum fac. Cam atât, prieteni. Oh, i-a trecut ochii! Da. Te rog frumos. Cam atât, prieteni. Noi vă dorim o zi, fată, sau o seară? O seară. O seară plăcută, vă mulțumesc pentru toate comentariile dumneavoastră frumoase și mai revenim mai târziu.